Bună seara, doamna Camelia, și la mulți ani! O să încep acest video așa, cu o mică surpriză de acasă. Sunt acasă la Piatra Neamț. Suntem în verde, în cot verde, și am reușit așa cu toții să ne bucurăm de minunățiile din jur. Sunt la târgul de Crăciun, mi-a înghețat un pic nasul, deși sunt vreo 8 grade. Am zis să începem cu turnul lui Ștefan, că nu. În poze e una, să-l vezi, dacă nu ești pe viu e alta. Da, vis-a-vis de tot ce se întâmplă acolo, efectiv, pentru că v-am mai și spus, nu am pus punct. Consider că viața asta e prea scurtă și prea frumoasă ca să continuăm așa, știți? Și o să vă port un picuț așa, un minuțel, Biserica Sfântul Ioan, dar e încă de pe vremea lui Ștefan, pe vremuri Ștefan cel Mare. După fiecare bătălie câștigată, urca într-un vârf de munte și trăgea cu arc o săgeată. Și unde ateriza săgeata, acolo se construia o biserică. Avem acolo patinoarul, turnul, după cum v-am zis, cu brăduțul. Acolo sunt toate coșmeliile astea, cu vinuț fiert și cozonăcei și toate nebuniile. Și nu, am zis să vă bucur așa puțin inima. Oameni frumoși în jur, oameni zâmbind în sfârșit.